Vă prezentăm Samsung Rex 70 S3802. Este un telefon ce a fost lansat în luna martie 2013. Are 89,2 grame. Vine cu un display TFT touchscreen de 56.000 de culori. Ce măsoară 3 inci, suportă rezoluția 240x320 de pixeli. În partea jos găsim senzorul de proximitate și senzorul de luminositate. În partea jos găsim două taste touch sensitive, butonul de apelare, cel de respingere a apelului sau respectiv cele folosite în meniu. Găsim un joystick, care de asemenea poate fi folosit în diverse aplicații. Dacă apăsăm pe el o singură dată, ne scoate din aplicația în care suntem și noi, cel la meniul principal. Însă poate fi customizat dacă ținem apăsat pe el 2-3 secunde să intre în diverse aplicații. În partea jos găsim un microfon, port micro USB pentru cablele date, respectiv încărcător. Încărcătorul este și accesorul care se regăsește în cutia telefonului. În partea în dreapta găsim butonul ce închide, respectiv deschide display-ul. Sus găsim un gear de 3,5 mm pentru căști, un loc pentru șnur, locul unde scoate în capacul de pe spate. Găsim taste de volum. Pe spate observăm o cameră, este de 2 megapixeli și poate să facă poze la o rezoluție de 1600x1200 de pixeli. Găsim un difuzor pentru redare audio. Sistemul de operare al telefonului este unul propriu, pe care regăsim pe foarte multe telefoane de la Samsung low-end. Sunt mai multe ferestre ce pot fi customizate, se pot adăuga, dacă dorim să facem acest lucru, diverse widget-uri. În partea de sus găsim notificări și alte informații. Observăm că telefonul vine și cu suport wireless, l-am conectat și noi la rețeaua noastră locală. Vine cu Bluetooth, versiunea 2.0 cu AD/DP. Mai devreme am intrat și noi în modul, în playerul audio. Observăm că încă mai rulează în background, însă este pus pe stop. Haideți să ne uităm puțin prin meniu. Trebuie să vă spun că memoria internă a telefonului este de 10 MB pentru stocare fișiere, dar se poate adăuga un card microSD până la 32 de GB. Registrul apeluri, găsim ultimele apeluri primite, efectuate și ratate. Calendar, playerul audio, care vă povesteam mai devreme. Este un player audio modest, însă care își face cu siguranță treaba. Să nu uităm că telefonul este unul low budget. Memo, fișierele mele, este vorba de un File Explorer. Modul de cameră. Putem să trecem și pe modul video, dacă dorim să facem acest lucru. Diverse opțiuni. Hai să revenim apoi la meniu. Samsung Apps, locul unde să downloadăm aplicații pentru telefon, sunt aplicații tip Java. Radio FM Cortez, avem nevoie de căști pentru a putea să le folosim. Samsung Chaton, populară aplicație și poate fi folosită între utilizatorii de telefoane Samsung. Și nu numai, a fost portată și către iOS. Diverse setări, profile, display, luminositate, setări pentru securitate, conexiune, rețea. Keypad, contacte, telefonul este unul 2G, mesaje pentru SMS-uri, MMS-uri și EMS-uri, înapoi la meniul principal. Trebuie să mai spun că telefonul vine cu o baterie de 1000 de mAh, care conform producătorului rezistă până la 13 ore în modul vorbire. Aceasta este prezentarea telefonului Samsung Rex 70 S3802. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.